Carnavalul. Comedie de scriitorul bulgar Ivan Sopov. Traducere și adaptare radiofonică de Enache Manea. Nu, no, ați greșit. Aici e editură, nu salon de frizerie. 7-14-14. Mă rog. Lili, da? Ce mai e cu ultimul roman al lui taică tău? L-a dat la tipar? Încă nu. Dar de ce vorbești așa, Filipov? A, sună chiar ca la frizerie. Proști. Eram ieri la director când taică tu îi promitea că l-aducea azi. Păi tata a plecat azi dimineață cu un prieten de-al lui. Au plecat cu undițe, cu ranițe pentru o lună întreagă. Ziua o să meargă la pescuit, iar seara o să petreacă la casa de odihnă. Da. Oamenii așteaptă, speră. Taică tu este un mare scriitor. Tu știi ce înseamnă să aștepți un manuscris de la un mare scriitor, că doar lucrezi de atâta timp în redacție. Nu? Eu cred că tata i-a prevenit. Conform contractului cu editura, trebuia să predea romanul peste 2 luni. El a încercat să depășească planul, așa că peste o lună, când s-o întoarce, o să-l predea. Ce naiba, Filipov, doar ți-am spus asta de 100 de ori. Hmm? A, da, da. Da, da, de altfel am constatat că ai început să porți de grijă unei alte edituri. Ia spune, când ne părăsești? Peste vreo 2-3 săptămâni. Zău, Liliana, stau și mă minunez. Taică tu este unul dintre cei mai de seamă scriitori ai noștri. Are venituri frumoase. Iar tu, Liliana Tantilova, te omor cu meseria asta chinuită de redactor la edituri. Bună ziua. Ce mai faceți, tovarășe Tantilova? Bună ziua, tovarășe Tvetanov, mulțumesc, bine. A, respectele mele, tovarășe Filipov, ce faci? Bine, citez, lucrez. Trecând pe lângă redacție, mi-am zis să mă abat pe aici, să aflu dacă ați citit versurile pe care vi le-am lăsat. Da, bine ai făcut. Tocmai le-am terminat de citit. Da. Nu le putem edita, iubite Tvetanov. De ce, tovarășe Filipov? Toți prietenii mei spun că sunt foarte bune. Unii din ei m-au comparat chiar cu... Mă rog, pur și simplu, mi-e jenă să vă spun. Lasă, prietenii. Temele pe care le-ai prezentat sunt prea limitate. A, tovarășe Filipov, te rog. Spune-mi, ce sector din viața economică n-am atins? Să depunem pe livrete cec cu prilejul săptămânii cecului, 3 gânduri voioase cu prilejul zilei sportivului, mame, pentru mamele cu mulți copii. Tovarășe Tvetanov, trebuia și ceva despre primăvară. Despre primăvară? Da, și despre dragoste. Și despre dragoste? Da, despre dragoste. Da, despre primăvară și despre dragoste s-a scris mult. Și apoi nu mi-a cerut nimeni așa ceva. De altfel aș putea să scriu și despre asta vreo 10 poezii. Și despre toamnă, dacă vrei. Bine, mă rog, dar să fie cu sentiment. Mă rog, eu cred că în 2-3 săptămâni le fac. Chiar acum mă duc, mă încui în casă și mă apuc de lucru. Pentru mine ideea contează. Să-mi spună cineva, Tvetanov, scrie despre asta și asta. Restul pentru mine e foarte ușor. Iar aceste versuri am să le folosesc la anul cu ocaziile respective. La revedere, tovarășe Filipov. La revedere. Respectele mele, Liliana Tantilova. La revedere. Va să zică și cu sentiment? Bun, la revedere. Poet, a deschis calendarul și gata. S-a inspirat. Dragă Filipov, trebuia să-i spui să nu-și mai piardă vremea. A, să încerci. S-ar putea să iasă ceva. Nu o să iasă nimic. Nu l-ai auzit? Da, s-ar putea să ai dreptate. Aș vrea să te rog ceva, Lili. Da. Cred că e mai bine ca numai unul din noi să vorbească cu autorul. Știi, pentru că nu cumva... Bună ziua. Da, ce doriți? Lăsați-mi la dumneavoastră un roman. Roman. Cum vă numiți? Stefan Lipanov, romanul necunoscuții. Bine, poftim, v-ați luat. Mulțumesc. Dumneavoastră sunteți autorul? Da, eu. Da. A scris un roman voluminos, 480 de pagini. Ce ați mai scris până acum? Câteva povestiri și romanul ăsta. Vreți să spuneți că m-am grăbit cu scrierea unei cărți prea mari? Nu vreau să spun că ați putut să mai amânați un pic. Aveți, din dumneavoastră sunteți tineri și tinerii câteodată se cam grăbesc. Iar cel care se grăbește... Poftim. E foarte greu să scriu un roman.
romanul, spre deosebire de povestire și novelă, e ceva... ceva mai mare. Uite, și în timp ce într-o operă dramatică acțiunea este concentrată, într-o Romania crește, 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 nu? Eu v-aș ruga să-mi arătați în mod concret lipsurile. Mă rog. Lipsurile. Lipsuri. O să vi le arăt. Lipsuri, te poftim, uite. Lipsuri sunt destule, dar... dar nu disperați. Chiar și scriitori mari greșesc, dar minte cei mici. Asta o știu. Dar v-aș ruga să-mi arătați concret. Concret. În primul rând e... uite, subiectul. O tânără și un tânăr studenți se cunosc la un bal mascat într-o primăvară cu prilejul săptămânii carnavalului. Mă rog, s-au cunoscut, s-au plăcut și au zâmbit, au dansat treaba lor. Și după aceea nu se mai văd, nu-i așa? Da. Apoi ea se întâlnește cu un prieten de-al lui la o brigadă pe un șantier. Nu, nu cu un prieten de-al lui, amândoi se întâlnesc din nou în brigadă. Cum? A, da, da, în brigadă, da, e cam așa, da, cam, da, seria din alt roman. Așa, se întâlnesc, ba să zic, într-o brigadă pe un șantier. E, și ce se întâmplă? Nimic deosebit. Adică se îndrăgostesc unul de celălalt. Așa. Oamenii au trimis să sape, iar ei s-au apucat de dragoste. Deci asta e după dumneata atitudine de brigadier. Pe asta te-a îndemnat să te apuci să scrii un întreg roman. Știți, din cadrul acestei brigăzi am făcut parte și eu. Eram studenți. Uh-huh. Elena și Stanimir erau prietenii mei. S-au iubit foarte mult. Sau, da, băi, da, băi, dumneata, să nu mă înțelegi greșit, tinere. Eu nu sunt împotriva dragostei. Dar exemplu, uite, poftim, exemplu pe care îl dau celorlalți. Ea imaginează-ți că toți vor face ca ei. Păi ce o să mai iasă din brigăzile astea? Nu o să mai iasă niciun fel de treabă. Mă rog, asta ar fi una. Poftim, uite, și pe urmă faci impresia că natura e prea sumbră la dumneata. Am observat asta în câteva locuri. Zgrăvește un cer, un orizont mai luminos. Creează un fond mai potrivit pentru faptele tineretului muncitor. Așa a fost vara aceea, tovarășe Filipov. Zile întunecoase, mai mult ploioase. Nu, nu vă înțeleg argumentele. Mărturisesc că nu mă așteptam la astfel de discuții din partea unui redactor. Vă rog, eu spun ce cred. Uite, de pildă finalul. După mine asta este partea cea mai slabă a cărții. Final. Da. Da? Da, eu sunt. Da, da, vin îndată, da. Cine? Dumneata, e vrut să-ți arăt greșelile. Eu îți dau un sfat. Fă finalul mai luminos. Poftim manuscrisul. Lili, eu sunt la șef. Dacă mă caută cineva, mă întorc îndat. Bine. La revedere, Lipanov. La revedere. Te las cu tovarășa ta Antilo. Tovarășe Lipanov, să știți că romanul dumneavoastră e bun. Mie mi-a plăcut foarte mult. La început și eu credeam așa, dar acum, acum nu mai știu. Redactorul acesta al dumneavoastră e cam ciudat, are niște păreri. Da, cum, ce-i de făcut? Habar n-am. Tare aș vrea să vă dau o mână de ajutor. Uite, dacă vreți, am să vorbesc eu cu tata. Poate un referat al lui să... Sunteți cumva fica celebrului scriitor Tantilov? Da, da. La început mă gândeam să mă duc la el, dar n-am îndrăsnit. Am să vorbesc eu cu el. Nu, n-aș vrea, să mă mai gândesc puțin. Știu și eu, poate mai târziu. Puteți să-mi dați un telefon. Pot să vă caut aici la redacție? Da, așa, aici și acasă, numărul găsiți în carte. Vă mulțumesc, la revedere. La revedere. Și vă doresc mult succes. Vă mulțumesc, la revedere. Descurajat de răspunsul negativ primit din partea redactorului Filipov, Stefan a plecat spre casă, unde tatăl său, Hristo Lipanov, mama sa, Slavka, și sora sa, Milka, îl așteptau cu înfrigurare, pândindu-l pe fereastră. Slavka! Da. Tot nu-l vezi pe Stefan venind? Nu, dragă. Treburile astea nu se fac așa de repede. Gândește-te, mamă, e vorba de un roman întreg. Se analizează, îl discută. S-ar putea să-i ceară și modificări. Modificări. De ce să-i ceară modificări? Dacă tu, sora lui, spui că trebuie să-i facă modificări, ce să mai zic de alții? Ah, păcat, mare păcat. Uite, o să ne scape combinația asta frumoasă. Credeam că o să punem mâna pe niște bănișori și acolo... Ia mai tași bani. Da, e imposibil să nu accepte romanul. Trebuie să-l accepte. Slavka, nevestica dragă. Eu zic ca banii luați pe cartea lui Stefan să nu-i risipim pe toate fleacurile. Să-i folosim chipzuit. Uite, să-i băgăm într-o combinație. Ascultă, Slavko. Am o idee grozavă. Păi, că n-ai tu idei grozave. M-am săturat până în gât de combinațiile astea ale tale.
Toată viața te-ai gândit la afaceri, dar de fapt n-ai făcut niciuna. N-am să îngădui să se cheltuiască niciun ban câștigat prin munca fiului nostru pentru prostiile tale. Da, și de ce, mă rog? Pentru că îndrugi vorbe goale. Da, s-o crezi tu? He, dacă m-ai fi lăsat acum un an să cumpăr vreo 20-30 de iepuri de angora, acum curtea ar fi fost plină de iepuri. Pe sigur, asta ne mai lipsea. Hergelie de iepuri. He, rău am făcut că m-am luat după tine, dar acum gata, m-am hotărât cum intră banii în casă, cumpăr niște stup și încep să mă ocup de albine. Albine? Da, albine, Slavka, drag, albine. Uite, mi-aș cumpărat o mască împotriva albine. Vai de mine, ai să ne faci de râsul lumii. Auzi la el, mască. E, lasă-mi cumpăr eu stupii și vedem noi dacă o să mai rădăci. Da, ce mă? Bine, Ștefan, e vesel? Nu, nu pot să-mi dau seama. Ei, Stefcio, spune băiatul. L-a acceptat? Spune, l-a acceptat? Nu. Mi-au dat și manuscrisul înapoi. Cum? Oh, păcat. Ce păcat. Spune-ne cum s-a întâmplat. De ce nu-l acceptă? Hai, povestește de la început. Ce să-ți mai povestesc începutul, Milka, dragă? Important e sfârșitul, surioară. Nu le place și gata. Stefane, dar e atât de frumos romanul tău. Da. Ți se pare frumos fiindcă mi-ești soră? Dacă cineva dintre redactori mi-a fi fost frate... Nu, Stefan, n-ai dreptate. Romanul tău nu-mi place numai mie. Îi place și mamei și tatei. Sigur că da. Pentru mine e o adevărată plăcere să citesc din el vreo 10-15 pagini seara după ce mănânc. Tu la orice lucru faci legătura cu mâncarea, tăticule. După mine o carte e bună atunci când ne ajută la digestie. Dacă s-ar judeca după sănătatea ta, ar însemna că citești numai cărți bune. Totuși, Ștefane, nu ți-au dat nicio speranță? Nu te-au sfătuit să refaci unele părți? Ba da, sfaturi câte vrei. Hai să-l refaci. Nu știi că eu nu pot să insist. Problema e să le iei bănișorii. Iar bani, tată, zău, să nu ai bani, 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 bani. Altfel, pentru ce scrie el chestiile astea? Să stea în sertare? De ce nu pot și eu să scriu ca tine să vezi atunci? Ți-a spus cumva că eroul trebuie să moară? Omor! Cum să-l omor, tate, fără ca această moarte să fie pregătită? Și tu parcă puțini oameni mor așa pe nepregătite. S-a culcat omul și a murit. Fă și tu așa cum îl vor. Viu, mort, sănătos, bolnav, bani să iasă. Iară bani. Ce e de făcut? Atâta trudă și răsplată ioc. Pe deasupra ai mai plătești chiria pentru mașina de scris. Nu-i nimic. Dacă nu reușește cu romanul ăsta, o să reușească cu al doilea. Da. Asta va fi un fel de pregătire pentru a doua operă, care va fi mai bună. Asta e bună. Auzi, domnule, să te pregătești 2 ani ca să scrii ceva timp de alți 2 ani și până la urmă nu se știe dacă toată treaba asta nu va fi cumva o pregătire pentru a treia operă mai bună. Eu nu înțeleg de ce te superi. Uite așa, tocmai când eram gata, gata să mă apuc de... Ce? Nu ți-am spus? Dă-mi e bani, că știu eu să umblu cu ei. Nu putem să vorbim nimic serios din cauza gărgăunilor tăi. Când voi așeza stupii în curtea tăi, să vezi o gărgăuni. Slavka, știi cât o să câștigăm? Numai de la 2 stupi, de pildă. Știu. Cât? Cât am câștigat și de la iepurii de Angola. Tare mai știu. Naivă, dacă ți închipui că lucrurile mari se fac așa dintr-o dată. Mai o leacă de răbdare, o lună, două, până ies la pensie și atunci să vezi tu. Până atunci va trebui să alergăm mult și bine după albinele și iepurii tăi. Vorba e ce să facem ca să-l ajutăm pe Ștefan. Să refacă romanul. Să pui acolo mâna pe vreo 10-15 mii de leva și să învârtim roata. Ce roată? Ce roată? Păi centrifugă albinele. De viaga San Hristos, zău așa. Ștefan, de ce ai căzut pe gânduri, mamă? Ei, mamă? Nu trebuie să-ți pierzi firea. Hai să duci romanul la altă editură, iar noi o să căutăm să găsim o legătură cu redactorii. Sigur. Și ei sunt oameni ca și noi, mamă. Hristo, tu parcă aveai o cunoștință la o editură. Am avut, dar ăla a murit. Și apoi ăla nu era redactor, era administrator editurii. Nu, așa nu vreau. Nu mă lasă conștiința. Conștiința? De ce trebuie să-ți bați capul cu chestii de-astea abstracte? Altfel nu pot. E, atunci ce ai de gând să faci? Nimic. Am să-mi văd de treabă. Se poate să te descurajezi atât de repede, Ștefan. Nu mă descurajez, Milka, dar voi nu puteți să pricepeți că până nu voi avea un nume consacrat, nu o să iasă nimic. Am să mai încerc cu câteva povestiri și pe urmă o să te vedem. Povestiri? Bun! Da, astea cu cât să plătesc? Ai, tată, dumneata, numai la bani te gândești. Și mă rog, la ce ai vrea să mă gândesc? Ei, Ștefancio, ce s-aude cu cartea? Nimic, bunicule, nu le-a plăcut. Și de ce nu le-a plăcut? De ce? Dacă era mai cunoscut, dacă avea un nume consacrat, era altceva. Dar așa, un autor necunoscut, Ștefan Lipanov. Cine mai fi și Lipanov ăsta, și-or fi zis el? Dar de ce trebuie să-și scrie numele? Ștefan, dă cartea așa, fără nume. Și s-o ducă Milka. Cum? Nu o să se știe dacă autorul e tânăr sau bătrân, sau cunoscut ori necunoscut.
și schimbă titlul. Pune un titlu mai frumos. Cum fără nume, fără autor vrei să spui? Ca să ridice altcineva onorar. Nu așa să ridice nimeni. Să încercăm și așa, Ștefane. Ce zici? Să-l ducă Mirca chiar mâine. Ori poi mâine. Să-l ducă imediat, n-avem timp de pierdut, Ștefane. Timpul costă bani și fără bani nu o să putem începe combinația cu Albine. Da, am să-l duc chiar acum. Ștefane, ești de acord? Nu știu. Ștefane, schimbă titlu, șterge numele și să fie într-un ceas bun. Ascultă-l tu pe bunicul tău, că nu o să-ți pară rău. Bravo, bunicule! Bravo! Ștefane, am să pun un nou titlu romanului. Strașnic titlu mi-a venit în minte. Ce titlu? Dați-mi repede o foaie de hârtie. Ia-te. Așa. Gata. S-a făcut. Nici așa nu o să iasă nimic, Milka. Ia să văd ce titlu ai pus. Îți place? Mi-e indiferent. Milka, ia să văd și eu. Cum l-ai botezat? Dacă n-ai să știi ce o să fie. Da, spune, domne, spune. La las, că o să vedeți când o să iasă cartea. Am plecat, la revedere. Milka, stai un pic. Da. Te rog să cauți undeva într-o carte de telefon numărul de telefon și adresa scriitorului Tihomir Tantilov. Nu uita, Tihomir Tantilov, am neapărat nevoie. Ștefane, să știi că dacă l-acceptă, eu mă ocup de partea financiară. Tu nu te pricepi să lucrezi cu banii. Da, mai slăbește-mă, dragă, cu banii. Bani și iar bani. Gata, termin, am auzit, nu mai e nevoie să mai repet. De ce, Slavka, parcă tu te pricepi la bani? Ștefane, îmi promiți că mă lași pe mine să mă ocup eu de bani? Lasă să-l accepte mai întâi, tata. Na, e bine, de casier, de contabil, de director, mă ocup eu. Tu să n-ai nicio grijă. La chestiile astea eu mă pricep grozav, o să vedeți voi. Ah, nu mai să tipărească romanul și atunci vă arăt eu cine e Hristos. Filipo, da? Vino până la mine, te rog. Da? Așa, mai repede. Da. Poftiți. În dimineața asta mi-au dat telefon de două ori cei de la tipografie. Știu, și pe mine m-au sunat toată dimineața. Am vorbit chiar cu șeful tău în persoană. Da. Manuscrisele trebuiau trimise la tipografie încă de ieri. De fapt, de alaltă. Cu atât mai rău, Filip. Așa nu se mai poate. Înfrânăm munca oamenilor. Și cititorii așteaptă cărțile noastre. Dar ce să fac, spune și dumneavoastră. N-am mai primit niciun manuscris. Trimite curierul să vadă ce fac colaboratorii. Nu știu, sau drepna ta telefon. Au încheiat contracte cu termene obligatorii pentru prezentarea lucrărilor. Ce se aude cu legea de versuri a lui Pencep? Nimic, nici măcar n-a dat vreun semn de viață. Eu l-am căutat și la telefon. Dar ăsta are un nărav. Când se inspiră, scoate telefonul din priză. Iar Neacosta, curierul, zice că soneria exterioară este astupată cu vat. Cu vat? Da, Parapanov? Reface finalul ultimei povestiri. De o săptămână se tot scuză cu finalul ăsta. L-am căutat și azi dimineață. Și? Tot mai reface. Tot? Mai. Dar nu se mai isprăvește odată cu finalul ăsta lui? Și pe deasupra s-a mai și îmbolnăvit. Are un guturai? Gutur, au și la asta. Să ai guturai în toiul verii. Și pe urmă, ce legătură are guturaiul cu scrisul? Ce, e cântăreț ăsta? E, nu e cântăreț, dar se vede că îl împiedic. Păi atunci cum o scoatem la capăt, Filipov? Ce facem cu prestigiul editurii? Tantilov a telefonat ieri și a promis că va aduce carnavalul, da? De când tot aștept carnavalul ăsta? Ci care avea vreo 500 de pagini. Cu Iureșu, care e acum la tipografie, în 15 zile nici n-au ce face cu carte. Dar de ce nu-i dați un telefon lui Tantilov? Dacă vine din partea dumneavoastră, directorul editurii... Ei, nu-mi place să-l deranjez. Ținând seama de contract, el trebuie să predea romanul peste o lună și jumătate. Și, de fapt, ne-ar face un serviciu dacă l-ar aduce acum. Dacă vrei, dă-i dumneata un telefon. Eu să-i telefonez lui Tantilov? Nu. De ce? Dacă dumneavoastră, care sunteți bun prieten și nu vreți să-l deranjați, păi ce să mai zic eu? Mi-a spus textual, cred că mâine predau sigur carnaval. De când sunt la editura asta, cunosc eu acest mâine al scriitorilor. Când încep să o lungească, trece o lună și mai bine. Asta în cazul cel mai fericit. Bine, dar Tantilov nu este din ăștia. Eu îl spun la revedere că am treabă. Da, m-am salutat. Da, dă-i neapărat telefonul. Da, am înțeles. Asta e tipografie. Da. Editura, da, eu sunt. Da. Îi spune-mi, Gosco, ce pot eu să fac. Dacă aș fi scris romanele și versurile, aveai tot dreptul să te superi pe mine. Ei, știu ce vrei, s-a îmbolnăvit omul. E într-o situație grea. Da, guturai. Da, nu un guturai obișnuit. E ceva special și doctorul a interzis să scrie. Păi sigur că nu ne scrie cu nasul. Unde se pare că febra crește mereu și poate să dea în altceva. Exact, nu știu ce, dar în orice caz, ceva foarte rău. Da. Da, din clipă în clipă aștept să fie adus un roman foarte mare. Cum vine carnavalul, ți-l trimit imediat. Cum?
Alo? Nu, cartea lui Tantino se cheamă Carnavalul. Trebuie să vie dintr-o clipă într-altă. Asta e. Ură. Tovarășe Popov, e ce părere ai? Eu nu scriu și vinovat sunt eu. Tipografia asta. Și că o să se plângă la direcția generală. Numai asta mai lipsea. De ce m-ați sunat, tovarășe Filipov? Că dacă vrei, dă-i un telefon lui Tantilo, știi, și întreabă... Nu pot, tovarășe Filipov. Dacă vreți, îi telefonez lui Parapanov și lui Penge. Bine, astora le telefoneze, dumneata, caută-l pe Tantilo și spune-i din... Nu, nu, e prea celebru. Popova? Ascultă, Popova, am să-ți dau drumul după amiază cu o oră mai devreme. Da. Adică ai și tu treabă, în sfârșit, nu? Mă rog... Da, ce să-i spun? Spune așa, o admiratoare de-a dumneavoastră care v-a citit toate cărțile și este entuziasmată de ele, se interesează foarte mult de noul dumneavoastră roman și vrea să știe la ce oră îl veți preda la redacția tehnică a editurii. E, hai, fă treaba asta. Și ce-am promis e sfânt? Bine, bine. Alo, cine e? Cu tovarășul Tantilov, se poate? Așa. Aoleu, nu e el, e nevastă la telefon. Întreabă, s-ar putea să știe și ea. Tovarășe Tantilova, la telefon e o adoratoare a soțului dumneavoastră. Admiratoare! Tovarășe Tantilova, o admiratoare, admiratoare, nu adoratoare. Alo? Al... Doamne. A închis. Popova, cum să nu închidă? Dacă era el, poate că nu le închidea. Adică, stai, nu răspunde tu. Dacă e tipografia, spune că nu sunt aici. Aici, editura, cine îl caută? Imediat, nu e tipografia. Vă ce? Caută de la direcția generală. Nu încoace, mă repede. Da? Da? Da, eu sunt. Da. Tovarășe director general. Păi, tovarășe director general. Da. Dar stai cel puțin să vedem ce cu Parapanul. S-a însănătoșit, a murit. Da? Tovarășe Parapanova, la telefon e Filipov. Mă interesează sănătatea tovarășului Parapanov. Încă? Cât? 37,1? Păi, dar ce asta e temperatură? Dar ce facem cu cartea? Trebuia să-mi aducă chiar acum 2 săptămâni. Ia te uite, da? Dar aveți grijă, vă rog, faceți tot ce trebuie. Dați-i ceva răcoritor ca să scadă temperatura. Aminte, am să fiu dat afară. Cum? Nu pentru că e bolnav și pentru că n-a adus povestirile. Da, vă rog, la revedere. La revedere. Nici aici nu-i nimic de făcut. Carnavalul ăsta, dacă ar putea pica din cer. Uite, nu cred în Dumnezeu, dar atunci o să cred. Adu-l, măi, omule, adu-l odată ce mai ai de îndreptat. Chiar dacă nu-i perfect, lasă-l așa, adu-mi-l, lasă. Popova. Da. Eu mă duc la bufet să beau o citronat. Intră. Bună ziua. Bună ziua, ce doriți? Vreau să depun un roman. Cui pot să-l las? Redactorii sunt la primul etaj. Acum însă cred că nu o să găsiți pe nimeni. Vin ceva mai târziu. Ba, uneori nici nu vin. Dacă vreți, lăsați-mi-l mie. O să am grijă. Vă mulțumesc foarte mult. Lăsați-l pe masă. Îl dați dumneavoastră? Desigur. Vă mulțumesc foarte mult. N-aveți pentru ce. Bună ziua. Bună ziua. Ah, Carnavalul. Tovarășe Filipov. Ha? Carnavalul. Ce? Tantilov a trimis Carnavalul. Ce? A venit Carnavalul. Ce Carnaval? Romanul lui Tantilov. Uite-l, acolo, pe masă. Carnavalul lui Tantilov? Te rog, nu glumi, Popova, nu glumi, că mai am puțin și uite. Iată, uitați-vă. C-A-R-N-A-V-A-L-U-L. Nu e așa că nu visez, Popova. Cum o să visați, tovarășe Filipov? E adevărat. Dar într-adevăr, Carnavalul. Nu, stai puțin să-mi vin în firii. Te-am impresia că mi se învârtește cap. Carnavalul. Tot Tantilov a salvat situația. Mânuțele lui de aur. Iar ales. Da. Vă ascult, Cristina Tantilova. Directorul nostru cred că e undeva prin birouri. Să-l caut? Ce să-i spun? Da, bine. Da, neapărat.
Tovarășe Filipov, soția lui Tantilov mi-a comunicat să transmit directorului că Tantilov a plecat la odihnă și se va întoarce peste 25 de zile. Ah, cui dau voie să plece, dacă a trimis romanul? Tovarășe Filipov, mi-ați promis că mă lăsați să plec mai devreme. Poți pleca, chiar acum poți pleca. Filipov, da? Da. Ce se aude? Ai luat legătura cu colaboratorii? Tovarășe director, Tantilov a trimis carnavalul. Da. Bravo! Ei, nu ți-am spus eu că ăsta nu seamănă cu oilanță. Trimite-l imediat la tipografie. Tovarășe director. Da, bravo. Comunic chiar acum la tipografie. Acum când am atul ăsta în mână, am să le scot sufletul așa cum erau scoși ei mie. Da, bine, insistă și pentru materialul lui Pencev și Paraganov. Înțelegi? Da. Eu mă duc, am treabă. Da, vă salut. Vă salut, tovarășe director. Da. Tovarășe Filipov. Plec și eu. Stai puțin, Popova. Să scriu indicațiile tehnice. Și când treci pe lângă tipografie, să lași și manuscrisul. Bine. Așa. Bietunea Tihomir a scăpat din vedere să scrie numele. E, săracu. În grabă și cu gândul să ne servească, a uitat să o fac. Dar nu-i nimic. Drept mulțumire pentru serviciul ce mi l-a făcut, îi scriu eu numele pe romanul lui. Așa. T-A-N-T-I-L-O-V. Așa, Popova? Da. Ia, iei romanul și fugi imediat la tipografie. Îl cauți pe directorul tehnic. Îl predai și zici: ăsta e carnavalul, noul roman al lui Tihomir Tantilov. Ne aflăm într-o încăpere spațioasă, mobilată modern și cu mult gust, în casa renumitului scriitor Tihomir Tantilov, care acum este plecat în concediu de odihnă. Cu acest prilej, el intenționează să scrie ultimile pagini ale noului său roman intitulat Carnavalul. Cristina, soția scriitorului, află că de sub tipar a apărut romanul unui autor necunoscut care poartă același titlu ca și romanul soțului ei și care, spre marea ei surprindere, este semnat chiar cu numele lui Tihomir Tantilov. Revoltată de cele aflate, Cristina o ceartă pe fiica sa Liliana, bănuind-o că a contribuit la încurcăturile produse. E, și acum? Ce o să spună taică-tu? Auzi, numele lui pe o carte străină. Dar de ce te superi pe mine? Cu ce sunt eu vinovată? Nu ești vinovată, dar văd că nu te sinchisești deloc. Ba, chiar arăți mulțumită de ceea ce s-a întâmplat. Când s-o întoarce taică-tu, o să se întâmple... Nu știu ce o să se întâmple. Lasă că eu i-am trimis un exemplar la casa de odihnă acum 2 zile. Așa că a avut timp să se mai liniștească puțin. I-ai trimis? M-am gândit că tata a renunțat la îndreptări și a dat manuscrisul așa. Știi că oscila oarecum. Abia după jumătate de ceas când am deschis cartea și am văzut ce se întâmplă. Dar cum e cu putință atâta lipsă de respect să folosească în chipul ăsta autoritatea lui taică-tu? Putea să fi venit la el. Știi doar că ține la scriitorii tine. Dar ți-am mai spus, omul a dat cartea fără să-și scrie numele. A schimbat doar titlul. Atunci cine a săvârșit falsul ăsta? Te tot chinuiești o jumătate de oră să mă convingi că nu el e vinovat. Dar ce, eu am scris aici Tihomir Tantilov? Hai să fi întâmplat vreo greșeală. O să iasă un scandal de... Cartea încă nu a fost pusă în vânzare, a ieșit doar din tipografie. Atunci du-te la editură și spune-le să oprească. Și te sfătuiesc ca de acum înainte să-ți alegi mai atent prietenii și cunoscuții ăștia întâi. Mă rog, și cum se numește frumosul ăsta? Lipanu. A, cine știe ce vagabond. E, n-ar trebui să vorbești așa despre el fără să-l cunoști. Dar nici nu e nevoie să-l cunosc. E suficient să știu ce a făcut. E atât de deștept, de talentat. Asta nu-i destul. Și bun. Se și vede. Și simpatic. Mai ai? Și e frumos, e foarte frumos, e plin de calități. Da, și din calitățile astea, uite ce a ieșit. Oh, când o fată intră în săptămâna oarbă, Liliana, ne spunem, tu cumva... Da. Și el? Și el. Amândoi. Ți-a dat a înțelege ceva mai serios. Cum mai serios? E, despre căsătorie, de pildă. Nu, dar simt pur și simplu că mă ador. Adorația e una și căsătoria alta. Ia spune-mi, de câte ori v-ați întâlnit până acum? De 7 ori. Ce? Nu, și alaltă ieri seară ne-am văzut. În total de 8 ori. Oh. E, ce e așa de mult de 8 ori, mă? E mult de 8 ori? E. Dar pe vremea mea, taică-tu, abia la 30 întâlniri mi-a mărturisit că are intenția să-și facă un cămin.
Liliana, și să nu-mi spui nimic. Hai, îți spun acum. Ai fi putut să o faci mai devreme. Trebuia mai întâi să fiu sigură pentru ca să-ți pot spune, nu? Eu nu știu cu ce ochi o să vadă taică-tu această acțiune a ta de redactor. Nu știu, dar m-am hotărât. Ori el, ori nimeni altul. Ori el, ori nimeni altul. Ah, așa e de obicei la început. E, acum, du-te la redacție. Spune-le ce s-a întâmplat, da? Și pe urmă o să vedem. Bine, o să fie și Ștefan. Da. Vine el imediat ce află, sunt sigură. Eu mă duc. Da, da, du-te și dă-mi un telefon, să știu și eu ce s-a întâmplat. Bine, bine, mama, am plecat. Bine. Oh, fetele astea din ziua de astăzi. Tinerețe asta, doamne, doamne, nu mai știu ce. Bună ziua, Cristina. Bună ziua. Bine ai venit, Ihon, mie, te sunt vor de oboseală. Voi ce faceți? Să-n auzi, te așteptăm. Da, da, văd că numai tu mă aștepți. Lili, unde e? S-a dus la editură. Nu v-ați întâlnit? Că acum a ieșit. Nu. Dar ia spune-mi, dragă, cine e ticălosul ăsta care s-a folosit de numele meu? Habar n-am. A aflat omul că nu ești aici, știu de romanul tău și restul nu e greu de gândit. Și asta e... Nu găsesc cuvântul. Plagiatul îmi pare la ureche față de o astfel de crimă. Da. Am să-i dau o lecție băiețașului ăsta să mă țină minte. Un bandit, un ticălos fără perechi. Mi-a otrăvit concediu de odihnă, mi-a distrus nervii. Ei, lasă, dragă, nu te mai alarma. Ei, cum să nu mă alarmez? Totul o să se aranjeze, Tihon. Și n-a fost de ajuns că a pus numele meu. Mi-a mai furat și titlul, sigur, ca să meargă mai ușor. Da. Hei, ce oameni, domnule, ce oameni. Da. Prietenii ăștia de la redacție, de ce nu au trimis corectura? Să fi văzut și eu cum merge tiparul. Atunci am fi descoperit greșeala. Ba, au trimis-o. Dar eu când am văzut că nu e cartea ta, am dat-o înapoi. Ei și-au închipuit probabil că ai revăzut-o și gata. Ar trebui să oprim difuzarea romanului. Încă n-a apărut în librărie, nu, așa? Nu, tocmai de asta s-a dus Liliana la editură. Cei de acolo nu știu încă nimic. Da, cred și eu, omul a ales un moment foarte potrivit pentru excrocheria asta. Nu vezi ce bine coincide predarea romanului cu absența mea? Dar totuși ar fi trebuit să-și dea și ei seama, după stil, că ăsta nu e romanul tău. S-ar putea nici să nu-l fi citit, măcar. Cum? Sunt unii care, cum văd numele autorului, știu perfect dacă romanul e bun sau nu. Dacă e un autor cunoscut, nici nu mai citesc cartea. Dacă autorul nu e cunoscut, nici atunci nu citesc cartea. Da. Și cum se numește individul ăsta? Lipanov. E tânăr? Cum e? Ei, nu știu, dar trebuie să fie tânăr dacă Liliana... Ce cu Liliana? Ei, să vezi, dragă, că... Ce vrei să spui? Că s-a îndrăgostit de el? Ei, da, știi, cam așa. Ei, va să zic că de la ea aflat. Vezi, răul nu vine niciodată singur. Poftim, mai întâi neplăcerile cu cartea și acum, colac peste povăză, Liliana s-a mai și îndrăgostit de excrocul ăsta. De câte ori nu ți-am spus să nu trimitem fata să se omoare prin universități și institute? Ai văzut ce s-a întâmplat? Concepții mi-i burghezi în problema tineretului grupan. Și mă rog, la urma urmei, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ei. S-au întâlnit de 8 ori. Ei. Asta s-a întâmplat. De 8 ori. Poate că a și sărutat-o. E mare lucru dacă a sărutat-o. Chestiunea e că asta nu trebuia să se întâmple cu un excroc. Eu nu sunt îngrijorată. Ce, eu nu vreau ca fata să se mărite, să fie fericită. Dar să știu și eu ce fel de om e. Ce intenții are, cum arată, ce profesie are și așa mai departe. Ce o să se întâmple? Nu știu. Știu doar că Liliana e foarte încăpățânată și când spune ea ceva, s-a terminat. Așa se întâmplă în mod obișnuit când omul alege prea mult. Alegi până culegi. Poftim. Hai, acum ce trebuie. Lasă-mă. Mai bine de excroc. Haide, gata, nu te mai necăjezi. Cum să nu mă necăjezi? O să se aranjeze, dragă. Cum să nu mă necăjezi când romanul e atât de bun? Atunci ce vrei să facem, Tihomir? Păi, tocmai asta e. Că nu știu ce să fac. Uite, cel mai bun lucru ar fi să te duci tu la editură. Pentru că Lili nu o să se descurce singură. Mai întâi mă duc la direcția generală. Dacă mai am timp, am să mă repet și pe la editură. Pregătește-mi, te rog, hai, da. Schimb. Da. Ia să ne ai mâncat? Să-ți dau ceva Nu, Cristina, nu, că nu mi-e foame. Bine, atunci mă duc să-ți pregătesc hainele. Te rog. Hei, doamne, ce încurcătură dracului. Da, cine-i poftiți, vă rog? Bună ziua. Bună ziua. Tovarăș Pantilov? Da, eu sunt. Îmi cer scuze că vă deranjez. Poți să vă vorbesc 2 minute? Mă rog, poftiți. E o mare cinste pentru mine. Am dat voi, Lipanov.
Hei, la voastră sunteți. Pentru carnavalul, nu? Eu sunt. Da, vă rog, luați loc. Da. Cu ce aș putea să vă fiu de folos? Vă mulțumesc pentru amabilitate. Nu știu cum să încep. Problema e delicată. O fi ea delicată, dar dați-i drumul. Peste 6 luni pot să ies la pensie. Pensia dumneavoastră nu mă interesează. Vorbiți-mi despre carte. Am să ajung și la ea, tovarășii tantile. Așa. M-am hotărât să mă apuc de o activitate gospodărească. Asta îmi va mări veniturile. După dumneavoastră, scrierea unui roman este o activitate gospodărească? Pardon, nu-i vorba de roman. Eu am hotărât să mă ocup de Albine. De Albine? Da, de Albine, tovarășii tantilor. Fiecare vorba aia cu păsărica lui. Unii se ocupă de Albine, alții de mărci poștale, alții ăștia cei mai trăsniți, cu pescuitul. Noi suntem câțiva care ne-am gândit să luăm Albine. La început ne gândeam la iepuri de Angora. Mă rog, dar ce au comun albinele și iepurii dumneavoastră de Angora cu numele meu, care a fost pus pe o carte străină? Veți înțelege imediat. Pentru amenajarea unor stup cu albine sunt necesare mijloace pe care onorariul editurii le va asigura. După cum vedeți, am ajuns și la partea literară a problemei. Da, și atunci? Având în vedere faptul că pe carte este scris numele dumneavoastră, numai dumneavoastră puteți ridica banii. Pentru asta am venit. Aha. Dacă așteptăm până se repară greșeala, o să treacă prea multă vreme. Sezonul este întoi, toate florile au înflorit și albinele... Adineauri, ați amintit de legile din țara noastră. Da. Vă este cunoscut faptul că ele pedepsesc excrocheria? Da, desigur. Și că ceea ce s-a petrecut cu numele meu se cheamă excrocherie? Ceea ce s-a întâmplat cu numele dumneavoastră e o greșeală, tovarăși tantilor. Da, titlu? Editura? Titlu? Editura? E pur și simplu o coincidență nefericită. Aici este oarecare neînțelegere, pentru că romanul a fost predat la editură fără semnătura autorului. Până ce vom înlătura neînțelegerea, până corectăm greșeala, va trece prea multă vreme. Eu vă rog să scoateți banii. Azi dimineață trebuia să depunem acontul pentru stupi. Tovarășe Ivanov, părerea mea despre carte nu vă interesează? Nu! Momentan nu mă interesează nimic afară de bani. Despre carte puteți să discutați dumneavoastră, specialiștii. Tovarășe Ivanov, eu nu scot bani pentru o carte străină. Înțelegeți-vă cu directorul editurii. Spuneți-i că a fost la mine, da. Care riscurilor eu nu le ofer ajutor, tovarășe Ivanov. La revedere! Da. Uite, eu abia am văzut de la un drum lung și eu trebuie să mă odihnesc acum. E, atunci vă zic la revedere. Așa, la revedere. Totuși, dacă numele dumneavoastră stă scris pe carte străină, nu e din vina mea, să nu uitați asta, tovarăși Tantilov. Să, bună ziua. Bună ziua, domnule. Cristina? Da? Dar cine a fost cu mine? Autorul carnavalului. Ah, spunea Lili că o să vină să-și tragă scuze, da? Nici nu s-a gândit la scuze. Cum? Susține că greșeala este a editurii. Păi atunci băiatul e cinstit. Băiatul? Ăsta-i băiat? Pensionar, pur și simplu. Pensionar? Da? Dar cum a putut lui Iana? Dar ce? A nebunit? Nu e încă pensionar, dar zice că în curând. Și ce profesie are? Nu știu. Din câte am înțeles, se ocupă cu stupăritul. Doamne Dumnezeule! Fiica mea, care a terminat filologia cu diplomă de merit, să se ocupe de albin. Și cum arată? Gras și cu mustăți. Pe deasupra mai e și cu mustăți. Și ea care nu putea suferi bărbații cu mustăți. Ah, ce nu face dragostea asta. Și acum unde s-a dus? Ce nu știu, l-a dat afară. Firo, să fie de grăsul, îi dădea zor numai cu bani. Dar de Liziana n-a întrebat. Dar nici numele nu i l-a pomenit măcar. Ah, ce pacoste ne-a căzut pe cap. Poftim și unul care ăsta e scriitor. Și să-mi pice mie tocmai un astfel de ginere. Dar ce am să mă fac eu cu el? Și asta este cu neputință, tipul ăsta e de vârsta mea. Ascultă, Timoi, ar trebui să te duci să-l cauți, să aduci vorba așa pe departe de Liliana și să-l faci să renunțe, dragă, numai că acum n-ai unde să-l găsești. Păi s-o fi dus la editură. Uite, ți-am pregătit în odaia de dincolo cămașa și hainele. Bine, mă duc, tu dă telefon la editură și vezi dacă nu e Liliana acolo. Da. Așa. Ce pacoste să-mi cadă pe cap.
Îngrozitor asta. Ah, ocupat, poftim. Stupar. Cine a mai auzit stupar? Am o rezeze de un stupar. Asta e trebuia ei. Ah, iar ocupat. Pensionar. E mai pomenit. Pensionar. Ah, oh, și numărul ăsta e viciul ăsta. Ce? Iar ocupat. Și cum stăți? Zine, ah, cine mai fi acolo? Da, vă rog, pe cine căutați? O caut pe tovarășa Tantilova. Da, eu sunt Tantilova. Iertați-mă, o caut pe Liliana Tantilova. Da, nu este acasă, dar dacă aveți ceva să-i comunicați... Dumneavoastră sunteți mama ei, nu? Da. Am căutat-o la editură, n-am găsit-o și nici nu știu dacă am să o găsesc până de seară. Vă rog să-i spuneți că n-are nicio vină pentru greșeala în legătură cu numele soțului dumneavoastră. Ah. Abia acum am aflat și mă grăbesc să... Bine, dar dumneavoastră cine sunteți? Eu sunt autorul nefericitului roman. Dumneavoastră? Da. Autor? Da. Lipano? Da, îi veți spune. Oh, dar vă rog, poftiți înăuntru, vă rog. Cu plăcere, sunt însă tare grăbit. Da, nu numai pentru o clipă. Uite, stați aici, Lucrușe, dacă spuneți că vă grăbiți așa, e poftiți. Luați loc, un scaun. Înțelegeți, eu sunt mama Liliana, știi? Ea mi-a spus. V-a spus? Da, așa, oh... Vă să zic că dumneavoastră sunteți autor. Da, eu sunt. Iar eu am înțeles greșit. Că e unul în vârstă. Care ar vrea să se pensioneze. Fiindcă nu se prea bine cu sănătatea. Greșit, nu am de gând să mă pensionez atât de curând. Iar în ceea ce privește sănătatea, pot lua ca aperitiv și un pui întreg. E, probabil că asupra banilor, v-ați înțeles. Pentru bani mai e vreme. Eu am venit pentru Lili. Dar dacă nu e acasă, plec. E, dar de ce nu mai stați un pic? Mă duc să mai caut la editură. Cu fiecare clipă ce trece se întărește nea convingerea că am procedat necinstit. De data asta mă grăbesc. Vă rog să-i spuneți că am căutat. Da, bine, am să-i spun. La revedere. Sărut mâna. Și mai poftiți pe la noi. Mulțumesc. Ei, ia te uită ce băiat bun. Se vede că îl frământă ceea ce s-a întâmplat, da. Dar cu ce fel de ochi l-o fi văzut Tihomir? Am uitat să-l întreb de albine. Cu cine vorbeai? Cu autorul carnavalului. Iar a venit? Și ce mai vrea? O caută pe Lili. Și de ce nu mai chemați pe mine să-i dau eu o Lili să mă pomenească? Ce-i cu tine? De ce taci? Ascultă, Tihomire, cred că a sosit vremea să-ți cumperi ochelari. Ochelari de ce? Ca să vezi mai bine, dragă. Nu înțeleg, ce vrei să spui? Da, cum să înțelegi dacă nu vezi? Dar de unde ai mai născocit tu că Lipano va avea mustăți? Ei, asta e acum. Dar nu l-am văzut? Doar dacă nu și-o lovirează între timp. Ei, asta e. Dar nici asta nu l-ar putea întâlni. Da, interesant, foarte interesant. E, uite, mie mi-a plăcut grozav. Tot timpul numai de Liliana întreba. S-o fi rușinat și de aceea s-a întors. Ei, dar n-am să permit ca unul de vârsta mea să-mi fie ginere. Eu sunt tată și jumătate din drepturi sunt ale Beli. Iar eu îi sunt mamă și îi dau jumătate din binecuvântare. E fată de 24 de ani. I-a plăcut omul. Îl iubește. Adineauri vorbeai despre niște concepții mic burgheze. Pledai pentru emancipare. Emancipare, da? Însă în cadrul ierarhiei familiale. Dar în romanele tale nu scrii împotriva acestei ierarhii? Câteodată se întâmplă că scriitorul să cadă în unele contradicții interne. Mm-hmm. Se întâmplă. Da. Ia, dă-mi te rog puțin cu pelea pe haine, că am întârziat. Da. Mă rog, și asta face parte din ierarhia familiară. Care e asta? Periatul. Vii la masă? Nu știu să văd, s-ar putea să întârzi. Da, vezi. Ascultă, dragă, ai grijă și fă ceva să se aranjeze mai repede situația. Voi, femeile, vă gândiți numai la dragoste. Iar eu m-am apucat să te ascult și să-mi pierd vremea cu tine. Gata, la revedere! La revedere! La revedere, dragă! Cu siguranță că din intervenția lui n-o să iasă nimic bun. Liliana e îndrăgostită. Tihomir e furios. Mai bine, Cristina, ia-o tu din loc și du-te să aranjezi totul. Un băiat atât de bun și cu educație.
S-a sfârșit totul cu bine. Am să-i fac în fiecare dimineață cât un pui. La editură, deci. Tovarășe Dragomirov, în privința aceasta, precum și în multe alte privințe, romanul Carnavalul e ceva nou, ceva necunoscut încă de tânăra noastră belletristică. Este o operă rară. Este excepțională, excepțională, Filipov. Asemenea opere se scriu 4-5 la 100 de ani. E o carte epocală. Absolut, absolut. Ah, bine, Tantino, ce surpriză! Bună ziua, tovarășe director! Ce mai faci, Filipov? Tocmai ne împărtășeam reciproc admirația pentru carnaval. Știi că până și Filipov e de acord cu noi. A pregătit o cronică plină de elogii la adresa romanului. Cred și eu. De două zile numai despre asta se vorbește în editură. Tovarășe director! Literatura noastră n-a cunoscut o astfel de operă în ultimii 15 ani, dar ce zic eu, 15, 16 și ceva. Și consider că micile greșeli despre care pomeniște Filipov în cronica sa pot fi socotite, cum să zic eu, nu ca niște greșeli, știi? Ci ca o particularitate a autorului. Tovarășe, abia l-aștept pe tatăl dumitale să-i strâng mâna. N-am dormit toată noaptea de emoție, zău așa. Păi parcă poți dormi după ce ai citit o astfel de carte. Mă bucur că vă place. Numai că, tovarășe director, a trebuit să schimbăm numele autorului. Cum? Ce să schimbăm? Numele autorului. Cum? În loc de Tantilov trebuie să punem Lipanov. Și? Lipanov? Da, Lipanov. De ce i s-a înnăzărit tatălui dumitale să schimbe numele? De obicei poeții și-au alt nume. Dar Tantilov este un nume frumos. Toată lumea îl cunoaște. Da, da. Și apoi cartea e tipărită, nu se mai poate schimba nimic. Și totuși trebuie. Acesta nu e romanul tatălui meu. Cum? Asta e bun. Cum să nu fie? Aici pe roman scrie Tihomir Tantilov. Tocmai asta e. Numele autorului este altul. Ia ascultă, tovarășe Lilian, dumitale ți-arde de glumă? Ba deloc, vă spun adevărul adevărat. Acesta nu e romanul lui Tihomir Tantilov. Cum? Dar cum, e cu putință? De vreme ce s-a întâmplat, e cu putință. Bine, atunci asta e cel mai mare scandal din viața tipografiilor și a editurilor noastre. Ai auzit, Filipov? Am auzit. Cum ori și nu zici nimic, ce? Și că în acest moment ne găsim pe un vulcan care poate să erupă în orice clipă. Nu, pur și simplu nu pot să cred că acest lucru s-a întâmplat. Dar nici eu nu pot. După cum se vede, s-a întâmplat. Romanul a fost prezentat editurii, dumneavoastră l-ați acceptat și a dat drumul pe numele tatălui meu. Păi noi așteptam în carnavalul lui, nu? A lui, da. Numai că în loc de a lui a venit altul. Fie rar, n-ai zis să fii. Să nu ne dăm noi seama, dar cu romanul tatălui dumitale, ce e? L-a luat cu el ca să-l definitiveze în timpul concediului. Păi sigur. Nu putea să-l termin aici, acasă la el. Trebuia să fac asta tocmai în creierii munților. O să zic că romanul nu e acasă. Iar noi tipărim alte carte. Filipov, de ce nu i s-a trimis corectura lui Tantilov? Ați trimis-o prin curier, dar mama, când a văzut că nu e manuscrisul tatei, a trimis-o înapoi. Dumneavoastră ați crezut că a fost văzută și... Și curierul ăsta, cum de nu și-a deschis ochii să vadă dacă manuscrisul a fost revăzut sau nu? Nu poate avea omul încredere în nimeni, în nimeni. Ascultă, Lili Tantilov, mie tot nu vine să cred. Dar ce motiv aș avea să vă mint? Ai dreptate, dumneata, de ce să minți? Și acum trebuie să se schimbe numele. Dumneata Filipov, ai spus că n-ai dormit toată noaptea de emoție după citirea romanului, nu? Eu am anumite impresii despre carte, numai că dintr-o singură lectură nu se pot trage concluzia asupra valorii ei din punct de vedere artistic. Cât privește faptul că n-am dormit, eu în general sufăr de insomnie. Dar cum a ajuns numele lui Tantilov pe un roman străin și cu același titlu? Romanul a fost depus la editură fără a avea pe el numele autorului. De unde știi? Cunosc și romanul și pe autor. Și dumneata îl cunoști, Filipov. E același roman, Oameni necunoscuți, pe care l-ai respins dumneata. Eu ți-am spus atunci, Filipov, citește-l încă o dată, cu atenție, e foarte bun. Dar, ca de obicei, n-ai vrut să asculti de nimic. Sigur. E posibil oare să-l fi refăcut într-o asemenea măsură încât să nu-l mai recunosc? Da, a refăcut numai titlul. Mă rog, și cine i-a dat acestui ex-roc dreptul să pună un nume străin pe cartea lui Tantilov? Nu,
Filipov, eu sunt categoric împotriva apariției romanului. Aceasta însă va fi cea mai mică pedeapsă pentru fapta lui necinstită. Dar cred că m-ați înțeles greșit. Cum te-am înțeles? Numele tatălui meu a fost scris aici, la editură. Manuscrisul a fost prezentat fără nume. Lasă când vine dumneavoastră aici. Am să-i dau un manuscris. De ce să complicăm situația, tovarășe director? Ce pierde editura dacă dă drumul cărții? Cum ce? E atât de bine scrisă. Și, la urma urmei, de ce să nu ajutăm un tânăr care scrie pentru prima oară? E, tocmai aici e încurcătura. Cititorii așteaptă carnavalul, romanul unui scriitor consacrat și noi le dăm un carnaval scris de un oarecare. Cartea e tipărită. Ce mai puteți face altceva decât să-i dați drumul, nu? Și cum rămâne cu prestigiul editurilor? La asta nu te gândești, fetițo? Cel puțin romanul să fi fost mai mic, nu dita mai Biblia. Nu e așa, Filipov? Nu e așa. E asta. Și tu acum? Oricine va cumpăra cartea asta o să-i plac? Bineînțeles, dacă o va citi cu atenție. Bine, bine, dar pentru ca să o cumpere trebuie să-l cunoască mai întâi pe autor. Iar pentru ca acest autor să devină cunoscut, trebuie să-i apară o carte, e simplu. N-are decât să înceapă cu ceva mai mic. Un talent poate începe și de-a dreptul cu ceva mare. Ia ascultă, Filipov, de când ai început să gândești atât de logic? Mi se mai întâmplă și mie. Numai că de data asta, oricât de mult m-aș gândi, nu prea văd cum s-ar putea repara greșeala. Vă spun eu. Cum? O să comandați la tipografie vreo 15.000 de ștraifuri cu numele adevărat de autor. Nu. Ștraifurile vor fi lipite pe fiecare carte în parte. Se treabă de un an întreg. Păi asta care nu există. Cum? E cu neputință ca romanul să rămână așa. Vă rog, tovarășe director, gândiți-vă bine. Eu am plecat. La revedere. La revedere. Uite, bine. Ce ne face Filipov? Și să știi că fata are dreptate. De ce ai refuzat cartea? N-am fi ajuns în situația asta. Pentru că la editură vin în continuu romane, scrise numai de diletanți. Parcă ai vreme să citești totul cum trebuie. Uite, din păcate s-a întâmplat ca tocmai acest roman minunat să fie citit la repezeală. Deci astfel nu mi-am putut da seama de întreaga lui valoare. Pentru asta însă ar trebui să fii retrogradat, Filipov. Dar până atunci ce crezi că e de făcut? Știu și eu, romanul e bun. E, de acord. Soluția propusă de Liliana e cea mai bună. De altfel și singura. Da, da. Totuși, eu am să cercetez cazul. Și dacă se dovedește că a făcut totul intenționat, da, acum va trebui ca Tantilov să schimbe titlul romanului său. De ce să-l schimbe? Cum de ce să... Păi două carnavaluri într-un și același antur? Titlul nu contează. Cum să nu conteze? Nu de la titlul ăsta ni se trag toate? Ba da, firar să fie. Eu am plecat. Bine, ascultă, Filipov, da? Te rog, treci și pe la Popova. Da. Și spune-i să-mi aducă manuscrisul carnavalului. Să văd și eu dacă lucrurile stau într-adevăr așa. Da, s-a făcut. S-a făcut. Bine, du-te. Da, intre. Bună ziua. Bună ziua. Pe cine căutați? Pe director. Eu sunt director. Tovarășe director, viu la dumneavoastră din partea tovarășului Tantilov. Pentru ce, mă rog? Să aranjăm socoteală. Socoteală? Ce fel de socoteală? Drepturile de autor la cartea Carnaval. Pentru carna... Ei. În sfârșit v-ați hotărât să ieșiți la iveală, tovarășe Lipanov, parcă așa vă cheamă, nu? Da, știți, mâine cumpărăm stupii, avem nevoie de bani. Tovarășe director, da. Ați cerut acest manuscris. Da, mulțumesc, tovarășe Popova, mulțumesc bine. Luați loc, tovarășe Lipanov. Mulțumesc. Tovarășe Popova, da. Spune-mi, te rog, dumneata era în editură când a fost adus acest manuscris? Eu l-am primit. Mă rog, tovarășul l-a lăsat? Nu, l-a adus o fată. Fiica mea, tovarășe director. Nu ți-a spus al cui manuscrisul? Cine îl trimite? Nu mi-a spus nimic, l-a lăsat pe masă. Vedeți, tovarășe, aici este scris cu cerneală verde numele Tihomir Tantilov. Știți ce înseamnă asta? Asta n-am scris-o noi. Cum o puteți dovedi? Acasă n-avem cerneală verde. E vorba de nume, tovarășe director. L-a scris tovarășul Filipov. Cine? A doua zi mi-a spus ce mare serviciu a făcut tovarășului Tantilov, care din cauza grabei a omis să scrie numele pe roman. Da, da, da. Grozav am râs atunci. Da, Filipov zicea că era să scoatem o carte fără autor. Va să zic că Filipov a scris, da? Și ați râs, nu? Poți pleca, Popova. La revedere, tovarășe director. Vedeți ce neplăceri ne-ați creat predând cartea fără numele autorului?
De ce nu vă scriți numele? De ce vă temeți? L-am scris odată, tovarășe director, l-am dus peste tot, dar nimic. După aceea ne-am hotărât să nu-l mai semnăm. Și acum ce facem? Habar n-am, eu am venit să-mi iau banii. Nu v-aș fi deranjat, dar peste o zi, două, v-am spus doar. Pentru niște stupi. Și apoi am și familie, trei copii. Ce fel de stupi? Am hotărât să mă ocup cu apicultura. V-ați gândit foarte bine. Cât despre bani, veniți peste câteva zile. Peste câteva zile? Da, un moment. Da, vă rog, vă rog. Da, da, eu sunt Dragomirov. Spune, Serafim. A, în legătură cu romanul? Da, drag, e adevărat. Am spus azi să trimiteți dimineața o mașină să ridicați volumele. Acum treaba o să întârzie câteva zile. E, da, s-a făcut o mică greșeală. Da, am încurcat numele autorului. E, lasă că am să-ți explic mai pe larg când ne vedem. Da. Alo, comunica la tipografie să tipărească mâine 15.000 de ștraifuri pe formatul cărții cu numele respectiv. Care e numele dumneavoastră mic, tovarășe Lipanov? Hristo. Cu numele de Hristofor Lipanov. Da, da, Hristofor Lipanov. Nu o să fie chiar atât de frumos, dar ce vrei să faci? Te caut eu mâine să-mi spui ce ai făcut. Așa, la revedere. Așa, am aranjat și treaba asta. Aveți telefon acasă? Încă nu. Încă nu, lăsați-mă atunci adresa. Da. Am să vă anunț printr-o carte poștală când să veniți pentru bani. Da, dar eu aș putea să trec în fiecare zi, sunt în concediu. Nu, vă comunic eu. Spuneți-mi, vă rog, adresa. Hristof Lipanov, strada? Hristof Lipanov, strada fără nume, 17. Așa, vă zic că cum primesc în știință? Da, 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 sper că în câteva zile o să o primiți. Da, vă rog, vă mulțumesc. Mă rog. La revedere. La revedere. Comunicați-i, vă rog, tovarășului Tantilov, cum stă treaba. El n-a vrut să mă asculte până la capăt. Explicați-i. Am să explic. Da, cu da. El va trebui să avem alte explicații. Da, mă rog. Bună ziua, bună ziua. Ah, Dragomirov, Dragomirov, ce ți-a picat pe cap? Ai de... Bună ziua, Dragomir! Cristina! Eu l-așteptam pe bărbatul tău, pe Tantilov, și când colo, ce mai faci, Cristina? După cum vezi, bine dispusă. Bine dispusă? Mă mir că ți-ar de să fii bine dispusă. De ce te miri? Păi nu știi ce greșeală am făcut cu numele lui Tantilov? Știu. Cum? Și cu toate astea ești bine dispusă? E bine. Și el ce zice? S-a întors? Da, de vreo oră. Și încă n-a venit să se certe cu mine? Bine, el, n-ai grijă. Dar știi numai ce înfuriat. Pur și simplu nu suportă pe nimeni în jurul lui. Păi are și dreptate. Eu nu mă pot suporta pe mine, ce să mai zic de el. Ascultă, dragă Miro, am venit să te rog să-mi faci un serviciu. Spune, Cristina, sunt la dispoziția ta. Știi ce s-a întâmplat cu carnavalul? Știu, știu. Numai cât am înțeles eu, adevăratul autor n-are nicio vină pentru greșeala care s-a făcut. Din nefericire vine aistea noastră, a redactorului Filipov. E, cu atât mai bine. Nu-și cer decât să rezolvăm această problemă cât mai repede. În ce sens? Să puneți numele autorului adevărat și să-i dați banii cât mai repede. Adineaur a venit fiică-ta cu aceeași rugăminte. Acum tu? Mă rog, asta-i tot? Da. Am și dat dispoziții să se tipărească ștraifuri cu numele lui Lipanov. Foarte bine. Le vom lipi deasupra. Da. Ei, nu o să fie chiar atât de frumos, dar... Cum o fi, nu mai să fie, drag. De altfel, acum câteva minute a fost aici. Cine e? Lipanov? Da. Vai, cum n-am știut. Dacă mă grebeam, poate îl prindeam. Păi chiar acum a plecat. Ia spune-mi, ce impresie ți-a făcut? Nu știu, eram foarte prost dispus. După câte am înțeles, însă nu e vorba de un excroc. Nu, care să fi folosit intenționat de numele lui Tihomir. Da, da. Mi s-a părut un om blând, cinstit. Da, da. Și mie mi s-a părut la fel. Și foarte modest. Da, da. Ah, ce bine, îmi pare că l-ai apreciat așa cum trebuie. A insistat pentru bani, știi, dacă se poate mai repede. Dar e și firesc. Da, are o familie grea. 3-4 copii. Ce? 3-4 copii? 3 sau 4, n-am reținut exact. Cum? Ți-a spus el păi una chiar, asta? Chiar așa. Vă rog, zice, să mă înțelegeți, am 3 copii. 3 copii? Dar când i-a făcut? Oh, așa va să zică. Doamne, doamne, ce-am să-i fac? Cristina... Ah, ce-am să-i fac? Ce? Ascultă, dragul Mirov, știi cumva unde stă? Cine da? Lipanov ăsta. Da, uite, am adresa. Uite aici.
Lipanov, strada fără nume 17. Fără nume 17. Dar trebuie să fie undeva afară din oraș. Dar fie și la capătul lumii și tot am să-l găsesc. Trebuie să-mi salvez copilul, și... dragă. La revedere. Și este... Ah, dacă mi-ar cădea în mână seducătorul ăsta. Dar ce sunt? Dar de ce știu? Ce-o fi și ăsta că... Poftim. Ăsta cine mai fi? Intră. Tovarășe director. Ce mai e, tovarășe Lipanov? Am uitat lucrul cel mai important. Ce anume? Numele autorului. Trebuie să-l schimbăm, nu? Am aranjat să fie schimbat. Lipanov, nu? Da, Lipanov, da. Să nu se facă vreo greșeală. Ce greșeală? Ce greșeală? De ce nu v-ați salutat cu Cristina? Cristina? Care e Cristina? Soția lui Tantilov. Nu o cunosc asemenea persoană. Cum? Păi ce vă minunați așa? Nu o cunosc și pace. La revedere. Am să aștept înștiințarea dumneavoastră. Mără, așteptați-vă. Ce da? Asta nici nu o cunosc. Nu. Da? Da, directorul. A, Tiomire, tu ești? Ce să-ți mai explic ca să te încurci și pe tine? La început am înțeles, dar acum nu mai înțeleg nimic. Mai întâi a venit individul ăla, autorul, știi? A început să-mi spună că vrea să se ocupe cu găini, albine și alte insecte. Da, și după aceea a venit Cristina să intervină cu insistență pentru el. Și apoi când a înțeles care este situația lui familiară, știi, are vreo 3 copii. Trebuie să fie divorțat sau văduv. Și apoi putea să aibă și așa. Mă rog, morala oamenilor e diferită. Cum? Da, dar când a aflat că are 3 copii, a zis, aha, așa va să zică. Și s-a dus să-l caute. Ei, de unde să știu eu despre ce e vorba? Ei, las că spun totul din fir apăr. Poate că înțelegi tu ceva, pentru că eu nu mai pricep nimic. Liliana a fost pe aici și a plecat. Îți spun acum. Stai să mă uit în agent. Strada fără nume, numărul 17. Lipanov. Cum? Te duci acolo? Bine, aștept să-mi dai un telefon. Așa, la revedere. Ce e, Filipov? Tovarășe director, pregătiți-vă. Vai de mine, pentru ce să mă plec? Acum câteva clipe m-a telefonat Liliana Tantilova. Întreba de maică-sa și de taică-su. Păi familia asta de azi de dimineață se caută unul pe altul și tot nu se pot găsi. M-a întrebat de carte. I-am spus că s-a aranjat. Bine, s-a aranjat, da. Pentru ce să mă pregătesc? Pentru logodnă. Se logodește fata cu ocazia apariției romanului. Diseară suntem invitați la logodnic acasă. Ascultă, Filipov, știi că n-am deloc poftă de glumele. Ai văzut câte neplăcere am avut astăzi? Și dumneata, fata asta tânără ne face o onoare, închipuiește-ți. Ce? Încă nu a avut posibilitatea să-și anunțe părinții și ne invită pe noi. A telefonat și logodnicul. Cum? Mă rog, zice, neapărat să-l invitați și pe tovarășul director. Păi de unde până unde mă invită asta pe mine? Cine mai ești ăsta? Lipanov e tovarășul director, autorul noului roman. E bine, ăsta a fost aici cu 5 minute și nu mi-a spus nimic. Aș, pe acum 5 minute am vorbit eu cu el la telefon. Cu siguranță că îl confundați cu altcineva. Lipanov, cum să-l confundă? A stat de vorbă cu el despre bani și despre niște albine. Ce? Dar sigur, dar deloc nu ne-a scos nicio vorbă. Și cum o să se logodească cu fata asta tânără când mi-a spus că are 3 copii? Dar este un băiat tânăr și este exclus să aibă 3 copii. Cum? Așa vi s-o fi părut? S-ar putea să fi spus că după ce se însoară va avea 3 copii. Iar dumneavoastră asta aș înțeles că și are. Nu știu, am impresia că mai am puțin și nebunesc. Nu, Filipov, nu sunteți nebun. Știți, astăzi ați trecut până atâtea. Iar când sistemul nervos al omului este puțin zdruncinat, nu poate recepționa fenomenele exterioare. Trebuie să ne ducem la logon. La urmă-urmii i-a meditat o carte, nu? Suntem colegi, ce naiba. O să trecem prin piață să cumpărăm ceva pentru evenimentul ăsta. De acord, Filipov. Dar să știi că eu am încetat să mai judec. Mă las condus de evenimente. Ascultă, vrei logodnă? Mergem la logodnă. Unde spui tu, acolo mă duc. Și atunci, hai la logodnă, tovarășe direct. Mergem la logodnă. Ce ți-a
ți-au spus? Că editura este obligată să repare greșeala. Așa mi-au spus, mama. Vă să zică Milka, dragă. Sper că lucrurile se vor aranja foarte simplu. Cred că și Ștefan s-a dus la editură. Și apoi mai e și tata și el aleargă pentru asta. Tot drăul e spre bine, mamă. Cred că ești moartă de oboseală. Nu-i nimic. Sunt atât de bucuroasă. Uite, vine și taică tu, Milka. Ia te uite la el ce veselie. Ce avea rând în pachetele alea? S-a făcut! Zău? Peste două, trei zile luăm banii, dacă nu eram eu să descurc ițele. S-a aranjat, e sigur. Vin direct la editor, am vorbit cu director. Bravo! Ai ceva roșu pe obraz. Pe obraz? Aha, trebuie să mă fi murdărit cu ceva. Dar ce-i împungi? Zahăr. Zahăr? De ce ai nevoie de atâta zahăr? Păi pentru albine, dar ce-ți închipui tu că ele pot să dea miere așa, de nimic? Doamne, doamne, nu o să-ți vin fire odată? Peștele e încă în mare și el a pus tigaia la foc. Da, imediat ce editura ne trimite în științarea, mă duc cu Ștefan să luăm banii. La bani mă duc eu cu Ștefan. Da, dar eu îi cunosc pe toți cei de acolo, suntem prieteni cu cei de la editură, cu familia lui Tantilov și prieteni buni, nu așa? Stai să mă duc să mă schimb că sunt udulor, că ori am umblat azi, ori la locomanda. Face ce face și tot la stupi stă mintea. M-a nebunit cu stupii ăștia. Ștefan a promis, mamă. Albine și iar albine, nu mai albine. În sfârșit, să ia doi stupi să fie la casa omului. Mamă! Ce? Mamă, ia uite, s-a oprit cineva în fața casei. Cine o mai fi? De unde vrei să știu eu? Da, poftim, intră. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Vreau să vorbesc cu tovarășa Lipanova. Cu care din ele? Amândouă suntem Lipanova. Cu dumneavoastră aș vrea să vorbesc și, dacă se poate, singure. Atenție. Cu mine? Da. Eu vă las. Poftiți, luați loc. Da, am să iau. Locuiți tare departe și am obosit. N-aveam intenția să vorbesc cu dumneavoastră. Aș fi vrut mai întâi cu soțul dumneavoastră. Cu soțul meu? Dar eu nu sunt căsătorită. Nu sunteți? Nu. Probabil că doriți să vorbiți cu mama. O chem îndată. Mama! Da. Doriți să vorbiți cu mine? E, da, dacă sunteți soția lui Lipanov. E, asta. Spuneți-mi, dacă un bărbat însurat i-ar face curte fiicei dumneavoastră și ar începe să-i promită ceea ce n-ar putea duce la îndeplinire pentru că e căsătorit și cu copii, ce-ați face? De ce îmi puneți asemenea întrebare? Nici nu știu cine sunteți, nici nu vă cunosc. Pentru că soțul dumneavoastră a procedat astfel cu fica mea. Vă rog, doamnă. Regret, vă rog. Dar așa este. Fata mea e îndrăgostită ca o nebună de soțul dumneavoastră. Fica dumneavoastră îndrăgostită ca o nebună de bărbatul meu? Da. Dumneavoastră îl cunoașteți pe soțul meu? Ei, asta e. Păi, s-ar putea să fie îndrăgostită ca o nebună, ceea ce nu e greu de crezut. Dar ce vină are el în toate astea? Ce credeți că ia la siliță îi dea 8 întâlniri? 8? De unde s-au întâlnit? Dar cum pot eu să știu unde s-au întâlnit? Cum? În diferite locuri. Azi de dimineață a venit la noi acasă și îndrăgostit foc. Tremura de atâta dragoste. Dar cine e fica dumneavoastră? Cine sunteți dumneavoastră? În numele meu este Tantilov. Ah, sunteți soția scriitorului Tantilov. Da, mi-a spus el că a fost pe la dumneavoastră. Vă închipuiți că aș mai fi venit la dumneavoastră dacă nu aveam motive serioase. Zicea el că e foarte apropiat de Tantilov. Acum știu rujul de pe obraz. Eu mi-am educat fata să nu mintă niciodată. Da, și eu l-am educat pe bărbatul meu. Așa ceva până acum nu mi-a făcut. Să se lase îmbrobotit așa. Ce îmbrobotit, tovarășe? Dar ce v-am spus? Vibra de dragoste. La început m-am gândit să mă adresez miliției. Lăsați miliția. Miliția nu se poate face ceea ce voi face eu. Foarte rău, dar trebuie să vă spun. Așa v-am ajutat și pe dumneavoastră și pe mine. Vă mulțumesc foarte mult. Uite, chiar înainte de a afla că este însurat, m-am dus spre editură. Am vorbit cu directorul ca să rezolve cât mai repede chestia asta cu romanul, cu banul. Tovarășe Tantilova, vă mulțumesc. Puteți pleca liniștită. Vă promit că de acum încolo n-o să mai calce pe la dumneavoastră. Căutați să liniștiți fata. Dacă ați reușit. Să nu vă îndoiți. Multă sănătate tovarășului Tantilov. Mulțumesc. Și să nu-și facă griji cu soțul meu. Bine. Pentru că în 5 minute o să-i treacă toată dragostea. Da, bine, vă mulțumesc. La revedere, tovarășe. La revedere, tovarășe Tantilov. Bine, dumneavoastră. Lasă că te aranjezi. Cânte. Tango spaniol. Între frumoase femei. Ești cea mai frumoasă,
Mi-ai cucerit inima, așa. Te iubesc, cu o Madonna, cu o nespusă pasiune. Cristule! Lasă, dragă, te erai. Cristule! Cristule, cine e această Madonna? O Madonna, Slavka, dragă, o Madonna minunată, vârstă de 22 de ani, brună cum e noaptea, fierbinte cum e soarele, furtunoasă ca o melodie spaniolă. Da, se vede că circulați prin cercurile scritori. Și ce să-i faci, Slavka, dragă, de acum încolo tot așa o să fie. Da. Nu mai e mult și o să încep să scriu și versuri, te rog. Adu-mi fierăstrău și te lasă retescândurile astea. Fierăstrău? Da, fierăstrău. Fierăstrău, ca să... De ce te fierăstrău, nu? Fierăstrău? Da, am ce... să stai capul cu fierăstrăul ăsta. Stai, ce te-ai apucat, Slavka, dragă? Mai mă întrebeai? Unde ai fost azi dimineața? Spune unde ai fost! Spune imediat! Stai, bă, femeie! Nu pot să stau! Unde ai fost? La editură. În altă parte n-ai fost? Nu am fost. N-ai fost? Stai! Am fost la Tantilo. Va să zic că ți-ai amintit ce ai făcut la Tantilo. M-am dus pentru bani. Mai și minți pe deasupra. Nu? Nu ți-e rușine? Am trăit cu tine 30 de ani, dar abia acum îmi dau seama ce desfrânat ești. Mamă, ce s-a întâmplat? Mamă, să ademenească fete tinere și să le promite că le-am căsătorie. Adineauri a fost la mine Tantilo. Abar n-am despre ce vorbești, Slavka, dragă. Abar n-ai, abar n-ai să vină maică-sa aici să se plângă, auzi? Să-ți distrugi căminul acum la bătrânețe, asta ai habar? Slavka, vorbești prostii. Spun purul adevăr, tată. Cum? Să-l îngrijesc 30 de ani, să-i gătesc, să-l spăl. I-am făcut un băiat minunat care a scris un roman și zice că o să-i cumpere și stup. Iar el să mă înșele și încă cu o fată tânără. Cum a putut să te placă, mă? Asta nu-i adevărat, mă, nu-i adevărat. Nu-i adevărat? Nu-i adevărat? Să-mi cânte el mie cuprinde-mă în brațe, o, Madonna, și vino de seară. Dar când a mai cântat el asemenea cântece? Mi-a otrăvit cea mai fericită zi. Dar mamă, poate să fie o greșeală. Cine ți-a spus toate astea? Greșeală, ai? Azi dimineața s-a dus la Tantilop să o caute pe fiică-sa și tremura de dragoste. Mamă, m-am dus, dar n-am tremurat. Vai, tremurat. Eu nu tremur nici în fața ta, dar... În fața mea? Păi de ce să tremuri în fața mea? Eu îți sunt doar soție, nu? Mamă, nu se poate. Asta ai noroc de Milka. Ce soră ta, mamă? Ce-o fi găsit? Hai de mine. Da, intră. Bună ziua, tovarășe Lipanov. Poftiți, tovarășe Tantilov. V-am aflat adresa de la directorul editurii. Vin, ca să zic așa, pentru a încheia conversația noastră de azi dimineață. Da, vă rog, luați loc. Mulțumesc. Dumneavoastră sunteți un om de onoare? Eu? Am venit să ne înțelegem ca între bărbați. După câte mi-amintesc, aveți de gând să vă ocupați cu albinăritul. Am. Dar nu aveți stupi. N-am, dar mă gândesc să cumpăr vreo doi. Da. Eu sunt de acord să vă procur o prisacă de vreo 10 stupi. 10 stupi? Vă vorbesc foarte serios. Iertați-mă, azi am trecut prin multe momente fericite și am avut atâtea emoții încât nu pot să înțeleg dintr-o dată rațiunea propunerii dumneavoastră. Eu, desigur, într-un an am să-mi achit datoria. Numai de la o singură recoltă bună am să umplu 40 de bidoane cu miere și, dar al naibii, o să trebuiască să cumpăr și bidoane. Am să vă cumpăr tot eu și bidoanele. O să vi le plătesc și pe astea. Cum scot primii faguri de miere? Nu vreau să-mi plătiți nimic. Vreau să lăsați în pace pe fiică mea. Cum? Dragostea dumneavoastră... Vă rog, numai despre această dragoste să nu vorbim. Dar eu tocmai pentru asta am venit să vorbim. Aceste relații amoroase între dumneavoastră și dânsa... Vă rog, mai încetişor. Eu nu sunt obișnuit să vorbesc încet. E bine, vorbiți tare, numai cuvântul dragoste să-l pronunțați mai încet. V-am făcut o propunere. Aș putea să vă fiu de folos și în alte chestiuni. Pentru altele nu, dar pentru stupi... Eu atâta vă cer în schimb. Să o faceți să se răzgândească. Renunțați, vă rog, la fiică mea. Renunț cu toate, că nici nu o cunosc. Nu se poate, Viviana, nu, poftim. Nu, nu. Dar nu vreau să aud nimic. Logotna asta nu o recunosc. Nu numai eu, dar nici legea nu o să recunosc. Mamă, dar te rog, mamă. Dar veniți, tovarășe Lipanova. Veniți să veniți.
S-au și logodit? Cum s-au logodit, tovarășe Tantilova? E, uite așa, Doamne, Doamne! Tăticule, tăticule, iubesc! Tovarășe Tantilova, nu sunt vinovat, Slavka dragă, nici nu o cunosc, mă. Nu o cunoști? Îl cunoști pe dumnealui, domnișoară? Da, mi l-a arătat Ștefan în fotografie. Da, nu mă iubești, nu-i așa? Ba, vă iubesc, vinovat! Sunt gata să stau cu dumneavoastră toată viața. Vă rog să mă ajutați. Doamne, Doamne, am ajuns să văd și pasta ei. Nu, nu, mai bine mor, nu vreau să mai trăiesc. Slavka! Cristina! Ai văzut ce neplăceri faci oamenilor dacă te grăbești cu poveștile tale? Mă înțelesesem cu el. Omul era de acord să se retragă. Cum să retragă? Vrea să renunțe? Dar știți că sunteți nostim. Cum o să renunțe când mă iubește? Ia tu să nu vorbești prea multe că... Poți să-mi faci orice, eu rămân aici. Ce rușine. Dacă ești atât de încăpățânată, oricât de greu mi-a venit, am să-ți o spun. Logodnicul tău e însurat și are 3 copii. Da. Asta nu e adevărat. Mai adevărat. Dar nu mai vorbiți așa, asta nu e cu putin. Uite, uite că vine Dragomirco. O să spună el, vino. Bună ziua, felicitările mele. Liliana, buchetul de flori pentru tine. Te felicit pentru locul. Uf! Și dă-le naibii de flori și de felicitări și mai slăbește-mă cu locodna. Spune-mi, Dragomirov, Lipanov este căsătorit? Da, este căsătorit. Ai și 3 copii? Așa pretinde. E, atunci acum de te-ai apucat să te logodești cu el, Liliana? Stați, dumneavoastră de unde știți că are 3 copii? De la el personal. De la el? E adevărat că m-am mirat și eu de logodna asta, dar, mă rog, orice e posibil. Vai, ce nenorociri! De ce? Am să mor, Liliana! Tovarășe Dragomiro, aici trebuie să fie o greșeală. Oameni buni, ce faceți? Cine v-a spus că ginerile meu vrea să se însoare cu fiica dumneavoastră? E cum vă închipuiți că e cu putință? Om la 50 și ceva de ani să umble după o fată tânără. Cine ești dumneata? Soful lui Lipanov. Ei, asta e bună, poftă. Ce înțelegere? Lili, crede-mă, este vorba de o neînțelegere. E adevărat ceea ce se spune despre tine? Ce anume? Că ești însurat și că ai 3 copii. Dar cine spune asta? Directorul editurii. Nu mi-ați spus dumneavoastră așa, tovarășe Dragomirov? Cum îndrăzniți să vorbiți astfel despre mine, tovarășe director? Păi n-am spus așa ceva despre dumneavoastră. Dragomirov, dar ești nebun. Se prea poate să fiu nebun, dar n-am spus așa ceva despre dânsul. Adineori, parcă v-a întrebat tovarășa Tantilova dacă autorul romanului Carnavalul e însurat și dacă are 3 copii. Da. E, și ce ați răspuns? I-am spus că e însurat și că are 3 copii. Ce? Bine, dar asta este nebun, dar binele. Dar cum e cu putință ca acest om să fie în același timp și însurat și neînsurat? Ba că are 3 copii, ba că n-are niciunul. Dar eu pe omul ăsta nici nu-l cunosc. Da, cum îl cunoașteți? Autorul Carnavalului. Păi nu ăsta e autorul, domnule. E autor visat. Eu sunt autorul cărții, nu sunt însurat și n-am niciun copil. Mai vrei ceva? Dar celălalt, bătrânelul care a stat de vorbă, adineaul, ăla cu mustăți. Da. E tatăl meu. Tatăl e tatăl lui. Liliana. Liliana, iartă-mă, fetița mea. Vă să zic că nu sunteți căsătorit. Jurați. Dacă vreți, jur. Că n-aveți copii. Bineînțeles. Ginele meu drag. Dumneavoastră v-ați îndoit, tovarășe Tantilova. Te rog să-mi spui, mamă, Ștefane. Liliana, florile sunt pentru tine. Mulțumesc. Felicitările mele, fata mea. Felicitările mele, Liliana. Mulțumesc, Filipov. Vă mulțumim tuturor. Liliana, felicitările mele, dar nu pricep nimic. La mine a venit un altul. S-a recomandat că e autorul romanului și am aranjat ca banii să iasă pe numele lui. Cine ține, cine să ia banii? Iată-l pe adevăratul autor, tovarăș! Dragomirov, numai tu n-ai putut înțelege că nu, bătrânul, ci tânărul. Ăsta este adevăratul autor al romanului. Ia stați-mă! Cum să... Dar dumneata cine ești? Eu sunt tatăl Ștefan. Ei, pe când v-am întrebat care e numele... De ce nu mi-ai spus? A, dumneavoastră m-ați întrebat cum mă numesc și nu dacă am scris eu roman. Eu, deși eu am aranjat ca dumitale să ți se plătească banii. Mie? Ați făcut foarte bine. Cum am făcut? Da. Vai de mine, vai de mine, dar cum de n-am putut să ne înțelegem de la început? Și tu, Hristo, de ce n-ai explicat de la început? N-am explicat, de ce parcă mă lăsai? Ei, asta. Bine ai venit la noi, fata mea. Nu. Sărută-ți nora. Nu. O sărut, dar n-ai să zic nimic. Și acum
Hai să sărbătorim logotna. Da. Mă rog, Filipov, da? În numele autorului. Ce-a spus? Ce ți-a venit, tovarășul Dragomirov? Tovarășul, eu am plecat. Unde e Dragomirov? Acum face logotna. Stai să bem câte o țuică și mă mătem. Nu pot, vă rog, trebuie. Mă duc să salvez prestigiul editurii. Mă duc la tipografie. Cristofor trebuie să devină Stefan. Înțelegi? Tovarășul Lipanov Junior, dacă ești bun. Dă-mi, te rog, buletinul dumitale. Buletinul? Și pare una casa Dragomirov. Vă rog, eu am pățit destul. Dar e băiatul. Nu, n-aș vrea să devin mâine eroul unui foileton sau unei comedii. Eu trebuie să fiu sigur că ăsta este Stefan și nu altcineva. Vă rog, buletinul dumitale. Dacă asta vă liniștește, poftiți buletinul meu. Mulțumesc. Stefan Hristof Lipanov. Stefan Hristof Lipanov. Carnaval. Of, adevărat carnaval. Și toate astea din pricina unei cărți. Și măcar, tovarăș, dacă aș fi citit-o. Ați ascultat Carnavalul, comedie de scriitorul bulgar Ivan Șopov, traducerea și adaptarea radiofonică de Enache Manea. Distribuția a fost următoarea: Hristo Lipanov, Alexandru Giugaru, artist al poporului, Slavka Silvia Dumitrescu-Timică, artistă emerită, Ștefan Valentin Plătăreanu, Milka Aurelia Sorescu, Velin Nicolae Neamțu-Otonel, artist emerit, Tihomir Tantilov, Jules Cazaban, artist al poporului, Cristina Nelisterian, artistă emerită, Liliana Tatiana Iecăl, Dragomirov Vili Rone, artist emerit, Filipov Florin Scărlătescu, artist emerit, Popova Ina Otilia Iulea, Cvetanov Mihai Stoienescu, Crainicul Horia Șerbănescu, regia artistică Paul Stratilat, artist emerit.